Guvernarea se eschivează, refuză și nu participă la emisiunile de la posturile TV cu licențele suspendate. De nenumărate ori, reprezentanții puterii ne-au spus că nu ne oferă interviuri și nici reacții la televiziunile cu emisie asistată. Tocmai la Strasburg, acolo unde joi colegii noștri au protestat împotriva acțiunilor guvernării de la Chișinău, vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi a stat de vorbă cu jurnaliștii. Acesta a recunoscut că nu a văzut reportaje emise de noi care ar propaga războiul, dar a precizat că are încredere în colegii săi care au luat decizia de a opri licența de emisie a celor 6 posturi de televiziune. După ședința sesiunii de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, acolo unde colegii noștri au protestat și au informat despre sistarea abuzivă a 6 posturi TV de opoziție din Republica Moldova, vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi a acceptat să vorbească cu noi. Asta deși până acum, atât el cât și colegii săi de guvernare au refuzat de fiecare dată să ne ofere interviuri sau să participe la emisiunile noastre. Am încercat să aflăm de la el ce părere are despre decizia CSE care ne-a sistat licența de emisie. Acesta însă a dat vina pe propaganda Federației Ruse. Asta chiar dacă recunoaște că nu a văzut la noi subiecte de acest gen. Canalele de propagandă care promovează interesele Federației Ruse în Republica Moldova nu vor putea activa. Vă rog să numiți măcar un reportaj în care a fost promovată propaganda Federației Ruse la posturile noastre de televiziune. Eu nu mă uit la canalul dumneavoastră și în general la televizor. Dumneavoastră acum faceți referire la ceea ce ați auzit? Nu, din poziția Consiliului Audiovizualului și din poziția CSE. Dumneavoastră personal nu ați văzut asemenea subiecte. Eu personal nu prea mă uit la televizor, dar am încredere în colegii profesionali care au luat decizia. Concret, despre ce propagandă este vorba? Nouă ni se vorbește despre tăcere. Cum noi să înțelegem? Vă rog să spuneți la toată lumea și celor din Republica Moldova ce înseamnă propagandă prin tăcere. Probabil oamenii care s-au uitat și se uită la voi pot da o notă calității produsului, pentru că eu m-am uitat foarte rar. Întrebat de ce CSE a fost cea care ne-a retras licența de emisie și nu Consiliul Audiovizualului, instituție responsabilă de posturile de televiziune, Mihai Popșoi a declarat că nu cunoaște motivul, deoarece nu este specialist în acest domeniu. Nu pot să vă spun, nu sunt specialist în domeniu. Am încredere în colegii de la Consiliul Audiovizualului, care au impus nenumărate amenzi, au încercat să remedieze problema în ceea ce ține de propagandă și alte subiecte sensibile, lipsa de echitate, dar în același timp decizia a fost luată de Comisia Situației Excepționale pentru că e stare de urgență. Probabil asta a fost raționamentul. Noi nu avem amenzi pentru propagarea războiului, pentru dezinformare. Ele nu există. Sunt pentru că neacuratețe, pentru că nu am acoperit orele necesare de produs local. Noi nu am fost amendați niciodată pentru că am fi dezinformat sau am fi propagat războiul. Doamna Vițu v-a prezentat măcar un argument, măcar un reportaj. Și argumentul care l-ați menționat, lipsa produsului local suficient, este și acesta un argument important, ori creează inechitate pe piața medie și este un dezavantaj pentru colegii dumneavoastră de pe piață care produc produs local. Păi da, dar am fost închiși pentru propaganda războiului, ceea ce noi n-am făcut. Eu am încercat să răspund la întrebare. Colegii noștri au încercat să afle de la Mihai Popșoi de ce guvernarea refuză să vină la emisiunile prezentate de noi, dar și de ce aceștia se eschivează de la comentarii atunci când e vorba de televiziunile cu licența suspendată. Niciunul din colegii dumneavoastră nu vor să vină la noi și explică asta prin disciplina partidului. Ce se regăsește în disciplina partidului PAS? Nu știu ce aveți dumneavoastră în vedere când vorbiți de disciplina partidului. Avem poziția oficială a guvernării după ședința CSE și la televiziunile cu licența suspendată este problematic devenit. Joia PCEA a aprobat rezoluția cu privire la onorarea obligațiunilor și angajamentelor Republicii Moldova în cadrul procesului de monitorizare. Progresul Republicii Moldova în domeniul reformelor, în pofida tuturor dificultăților, este apreciat de comunitatea europeană. Moldova reușește, a scris într-o postare pe Facebook Mihai Popșoi, cel care a și prezentat raportul țării noastre privind onorarea obligațiilor și angajamentelor în calitate de membru al organizației. În timp ce politicianul își ținea discursul, sala de ședințe a Consiliului Europei era aproape goală. Doar 56 de deputați din 306 au votat raportul.